Bună ziua! Vă mulțumim pentru prezență. Sunt aici în fața dumneavoastră, alături de domnul chestor Bogdan Despescu, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, domnul inspector general Liviu Vasilescu de la Inspectoratul General al Poliției Române, domnul inspector general Liviu Bute, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și domnul chestor Alexandru Scurtu, directorul Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale, SIAS-ul, așa cum îl știți dumneavoastră. Am venit să vă prezentăm acțiunile Ministerului Afacerilor Interne în zona combaterii infracționalității. Așa cum știți, pe lângă activitatea pe care o desfășurăm în combaterea epidemiei, Ministerul Afacerilor Interne, Poliția Română, Poliția de Frontieră, Jandarmeria, Serviciul de Acțiuni Speciale, suntem implicați și în combaterea infracționalității. Așa cum am spus în această sală, încă de la începutul mandatului meu, toleranță zero față de infracționalitate. O să vă prezentăm un scurt montaj cu privire la activitățile desfășurate în luna iulie, apoi domnul secretar de stat punctual va prezenta reușitele activității noastre din ultima lună, cât și o evaluare din primul semestru în care vă prezentăm faptul că în România am reușit împreună să avem un nivel mai scăzut de infracționalitate față de perioada similară din anul anterior. Vă rog filmulețul. Mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua tuturor. Siguranța oamenilor reprezintă obiectivul nostru și de aceea vă asigur că avem toleranță zero față de cei care nu respectă legea, indiferent de calitatea acestora. Permiteți-mi, vă rog, ca înainte de a vă prezenta câteva repere ale activității desfășurate de structurile de ordine și siguranță publică ale Ministerului Afacerilor Interne în lupta împotriva criminalității, să reamintesc cetățenilor că noi, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, avem o singură misiune: siguranța comunității în care trăim. Așa cum bine știți, Ministerul Afacerilor Interne a declanșat ofensiva împotriva infractorilor, de orice fel, iar asta o să vedeți și în datele pe care le voi prezenta.
Pentru a vă face o imagine clară a activității noastre, aș vrea să vă menționez principalele rezultate obținute de Ministerul Afacerilor Interne pe parcursul lunii iulie. Luna aceasta au fost destructurate 50 de grupări infracționale, din care 34 prin trimitere în judecată a 95 de membri de către unitățile de parchet. Polițiștii de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii DICOT, au derulat 97 de acțiuni operative, au efectuat 480 de percheziții domiciliare, fiind cercetate 445 de persoane, 92 sub control judiciar și 149 au fost reținute sau arestate preventiv. O atenție deosebită acordăm prevenirii și combaterii traficului de persoane. Așa cum am mai comunicat, pentru creșterea capacității de ripostă împotriva infractorilor care fac trafic de persoane, recent am ajuns la un acord cu reprezentanții ambasadei Statele Unite ale Americii, partenerii noștri strategici, pentru a ne sprijini din punct de vedere tehnic în vederea identificării acestor tipuri de infracțiuni. În această lună au fost desfășurate 20 de acțiuni operative și 168 de percheziții domiciliare pentru destructurarea grupărilor specializate în traficul de persoane și în acte de terorism și de spălarea banilor. 41 de persoane au fost reținute și arestate și 39 puse sub control judiciar. Astfel, pe linia antidrog, în urma activităților desfășurate, în cadrul a 50 de acțiuni operative, s-au efectuat 200 de percheziții și au fost reținute sau arestate 89 de persoane, iar alte 24 au fost plasate sub control judiciar. Luna iulie s-a concretizat și cu desfășurarea 25 acțiuni operative și alte 108 percheziții la grupări specializate în infracțiuni informatice. În aceste dosare au fost reținute sau arestate 19 persoane și 29 au fost plasate în control judiciar. Pentru recuperarea prejudiciilor produse prin activitatea infracțională a acestor grupări, s-au pus secheste pe 60 de imobile, 26 de mașini de lux, s-au confiscat arme, aproape 10.000 de euro, falsificați, laptopuri, stații de emisie, recepție, sute de cartușe, aproximativ 40.000 de pachete de țigări din contrabandă și sume de bani în lei și valută. De asemenea, în această perioadă au fost depistate 329 de persoane urmărite național și 42 de persoane urmărite internațional. Mesajul pentru aceste persoane urmărite este unul foarte clar. O să vă găsim oriunde vă aflați, oriunde vă ascundeți. Un alt domeniu important este reprezentat de combaterea criminalității economice, unde polițiștii au efectuat 530 de percheziții domiciliare. Față de 600 de persoane au fost dispuse măsuri de continuare a urmăririi penale, iar față de 100 de persoane au fost dispuse măsuri preventive. 46 de rețineri și 21 au fost arestate preventiv. 2 în arest la domiciliu și 31 control judiciar. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asiguratorii în valoare totală de 51 de milioane de lei, dintre care 16 milioane în numerar sau în conturi bancare și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 8 milioane de lei. În ceea ce privește reperele criminalității din primele 6 luni ale acestui an, vă informez că în această perioadă, la nivel național, au fost sesizate cu 11% mai puțin infracțiuni față de perioada similară anului trecut și aici mă refer în special la cei mai importanți indicatori. Furturi, tâlhării, infracțiuni stradale. Astfel, infracțiunile contra persoanei au scăzut cu 8% față de perioada similară din 2019, iar infracțiunile contra patrimoniului cu 13%. În perioada ianuarie-iunie 2020, numărul infracțiunilor stradale a scăzut cu 25% față de primele 6 luni ale anului 2019. Așadar, acțiunile noastre nu s-au desfășurat doar pentru prevenirea și limitarea răspândirii noului coronavirus, și o atenție deosebită a fost acordată combaterii infracționalității de orice fel prin activități preventive, operative și de investigare. Referitor la activitățile Poliției de Frontieră, în primele 7 luni ale anului 2020, colegii noștri au ridicat în vederea confiscării
aproximativ 1.300.000 de pachete de țigări, în valoare de peste 16 bilioane de lei, fiind destructurate 5 grupări organizate, specializate în infracțiuni de contrabandă cu țigări, în care au fost identificate 28 de persoane. În perioada de referință, au fost înregistrate peste 300 de dosare penale cu infracțiuni din sfera contrabandei cu țigarete, fiind cercetați 250 de făptuitori. Iar această misiune de prevenire și combatere a infracționalității va continua. Așa cum am mai declarat, avem toleranță zero față de infracționalitate și față de infractori. Și am declanșat ofensiva împotriva acestora, fapt dovedit de cele prezentate anterior. Datele prezentate sunt rezultatul muncii de echipă, desfășurate de toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, care în această perioadă grea au o singură misiune, siguranța cetățeanului. Tuturor acestora le mulțumesc și îmi exprim convingerea că împreună vom continua să oferim comunității siguranța de care are nevoie. Vă mulțumesc!